Biserica lumea, vreau să spun că vă iubesc. Primiți o îmbrățișare sfântă din partea fratelui Claudius. Domnul este bun cu fiecare dintre noi. Mă gândeam în dimineața asta la ce măreț va fi când ne vom întâlni cu toți împreună. Sunt convins că vom da o pretrecere și va fi o celebrare a Sfinților înainte lui Dumnezeu. Dar pentru ziua de astăzi, pentru că lucrurile s-au diferit de cum ne-am imaginat această duminică. Aș vrea să vă chem pe fiecare dintre voi să stați să meditați la câteva lucruri. Cred că Dumnezeu mi-a vorbit clar câteva lucruri în această dimineață și aș vrea să le aduc înaintea voastră. În primul rând, în primul rând, ce vreau să spun Bisericii Lumina. Întotdeauna au existat în astfel de vremuri două extreme care nu ajută poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna în astfel de vremuri au existat două extreme care nu ajută poporul Dumnezeu. Cei plini de râvnă și fără înțelepciune, cei care dacă ar fi trăit în vremea Domnului Iisus Hristos, ar fi fost gata să uh, îl mustre pe Domnul pentru lucrarea pe care el trebuia să o facă la cruce. Și lucră să nu este înțelept, să ai râvnă fără înțelepciune. Și mă adresez aici în special celor care în râvna și... În dorința lor de a fi diferiți în aceste vremuri, nu vor să se supună autorităților, vor să facă lucrurile diferit, ei cred că știu mai bine, vor să demonstreze că sunt tari și am văzut chiar și, chiar și lideri spirituali care caută să facă lucruri scumplor să nu este înțelept. Lucrul ăsta nu este înțelept. E, am văzut pe unii care uh, au puțini oameni în bisericile lor și au încercat să facă 4-5. 4-5 servicii divine într-un context în care erau, încă nu se duse restricția asta, minus 50, când erau restricții minus 100, erau unii care vreau să facă 4-5 servicii divine când aveau foarte puțini oameni în bisericile lor. Scumpilor, ăsta nu este un moment în care să cauți să găsești oportunități pentru a fura pe alții din alte biserici. Asta nu este înțelept. Nu este înțelept să nu te supui autorităților. Vreau să știți că nu suntem niciunul dintre noi într-un spirit al fricii, și faptul că ne supunem autorităților este o dovadă, a faptului că respectăm ceea ce Dumnezeu vrea să lucrurile cu care Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Să știți că putem să fim partea soluției în timp ce stăm și ascultăți de ceilalți. Să știți că mult mai multă binecuvântare aducem dacă nu răspândim lucrurile, decât să umblăm într-un spirit din ăsta triunfalist care nu ajută poporul lui Dumnezeu. Bun? Asta e, e, e prima extremă care nu e ok. Apoi a doua extremă sunt cei conduși de panică, de frică și care văd în orice în aceste vremuri conspirațiile marilor puteri pentru a reduce populația lumii. Scumbilor, indiferent dacă este sau nu este ceva în, în, spatele a ceea ce se întâmplă, vreau să vă spun un singur lucru. Nu marile puteri stau pe tron azi. Cum nici diavolul nu stă pe tron azi. Vezi că putem să împuternicim lucrarea întunericului exact prin ceea ce spunem, exact prin ceea ce facem, să îi dăm mult prea multă importanță celui rău, că el sunt în spatele acestor lucruri, să venim împotriva lui. Scumbilor, Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu a îngăduit vremurile astea de încercare cu un scop. Dumnezeu are planurile Lui și planurile Lui sunt duse la îndeplinire și este timpul pentru noi să ne apropiem fiecare dintre noi de Dumnezeu. Asta este soluția. Fiecare dintre noi, indiferent în ce circunstanțe suntem, suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu. Este cineva care încearcă să, să semene panică și îngrijorare, dar vreau să știți că panica se instalează doar în funcție de ce răspuns dăm în aceste circunstanțe. Panica se instalează doar în funcție de ce răspuns dăm noi în aceste circunstanțe. Și îngrijorarea se poate instala ușor în inimile noastre în această vreme, atunci când mintea noastră este dominată de gânduri păcătoase. De aceea este foarte important și apelez la cei din Biserica Lumina, pentru că este foarte important să fim înțelepți și să investim în gândurile noastre în ceea ce trebuie, pentru că ceea ce intră în mintea noastră are potențial să, manifest, să se manifeste prin viața noastră. Să știți că ideile pot fi muniția celui rău în aceste zile. Ideile pot fi muniția celui rău în aceste zile. Ideile au potențial să ne ruineze sufletele. Ideile pot să ne ducă într-un loc al panicii, al fricii, al lipsei de speranță și nu este un timp pentru așa ceva pentru poporul lui Dumnezeu. Să știți că e imposibil să putem zidi o viață pozitivă pe o gândire negativă, pe gânduri păcătoase și dacă nu putem controla ceea ce gândim, va fi foarte greu să controlăm ceea ce facem. Dacă nu putem controla ceea ce gândim, va fi foarte greu să controlăm ceea ce facem. Și un alt lucru care vreau să-l să aveți înaintea voastră în dimineața asta. Viața noastră întotdeauna se va mișca în direcția celor mai puternice gânduri ale noastre. Viața noastră se va mișca în direcția celor mai puternice gânduri ale noastre. De aceea fi atent la ce gânduri lași în mintea ta în aceste zile. Fii atent cu ce îți hrănești mintea în aceste zile. Pentru că poți să fii dominat de gânduri păcătoase și îngrijorarea, să știți că este, vine atunci când o persoană lasă gânduri sau circumstanțe să-i controleze viața. Și noi nu trebuie să fim conduși astfel, astăzi de circumstanțele în care suntem. Îngrijorarea te poate controla pe tine, te poate controla pe tine dacă nu spui pui în Dumnezeu. Îngrijorarea e păcatul neîncrederea în promisiunile și în puterea lui Dumnezeu. Și vreau să mă auziți bine, este o diferență între îngrijorare și a fi preocupat. Este o diferență între îngrijorare și a fi preocupat. Și chemarea noastră nu este să ne îngrijorăm pentru că îngrijorarea este un păcat. De aceea, dacă ești îngrijorat de ce se întâmplă, trăiești într-un păcat. O, oh, da, putem fi preocupați, de lucrurile care se întâmplă la nivel mondial, de lucrurile care se întâmplă în contextul nostru, dar diferența dintre îngrijorare și preocupare este faptul că îngrijorarea te, te controlează pe tine când ești preocupat, când ești preocupat trebuie să iei decizii legate de lucruri, dar nu ele te controlează, ci tu le controlezi pe ele. Cuvântul Dumnezeu spune, nu vă îngrijorați de nimic, de nimic. Nici de coronavirus, nici de circunstanțe, nici de faptul că poate o să fie mai dificil din punct de vedere economic săptămânile viitoare, nici de ce este în jurul nostru, nu vă îngrijorează nimic. Este o poruncă. Iar nerespectarea ei este un păcat. Când lăsăm ceva ce ne preocupă să ajungă să ne îngrijoreze, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. De aceea nu lăsa ca preocuparea care este la nivel mondial și poate este și în viața ta să ajungă să, să, să devină îngrijorare. Dumnezeu ne-a poruncit să nu ne îngrijorăm de nimic. Și vreau, vreau, foarte simplu, vreau, foarte simplu, vreau să ne gândim la lucrul pentru că mulți în ziua de azi pot să fie exact în acest context. Ok? Îngrijorare versus Dumnezeu. Îngrijorare versus Dumnezeu. Și să știți că la unii dintre noi poate să fie exact așa. Știți când? Când privim, când privim pe Dumnezeu prin ochelarii circumstanțelor, când privim pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor, cam așa arată situația în viețile noastre. Când îl privești pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor. Și vreau să vă spun că întrebarea asta, unde este Dumnezeu, este o întrebare pe care oamenii o pun când îl privesc pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor. Și noi suntem chemați să nu lăsăm lucrurile astea. Când, când privești pe Dumnezeu prin, prin prisma circumstanțelor, facem felul următor. E îngrijorarea și încerci să o pui aici, ok? Și. Da, no, doamne, n-a lucrat nimic, ok, o iau și o pun înapoi. Și mulți oameni fac lucrul ăsta. Și asta pentru că privesc pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor. Dar no, trebuie să se schimbe lucrul ăsta, trebuie să se schimbe lucrul ăsta, pentru că asta trebuie să fie realitatea noastră. Când privim circumstanțele prin ochii lui Dumnezeu, când nu îl privim pe Dumnezeu prin circumstanțe, ci privim circumstanțele prin ochii lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Pentru că Dumnezeu este mult mai mare decât circumstanțele prin care noi trecem. Și, sincer, în vremurile astea, pe unii dintre voi, v-aș încuraja chiar să vă faceți o cutie de genul ăsta, ok? Să vă faceți o cutie de genul ăsta în care, în contextul în care se întâmplă poate fel de fel de lucruri, să aveți o cutie acasă în care, în mod simbolic, să vă puneți circumstanțele. Ok, poate se va întâmpla ca în perioada care urmează, în următoarele zile, ok, să primești o veste că, știu eu, nu o să mai ai o slujbă. Da, și lucrul ăsta poate să te preocupe serios și poate să te ducă într-un loc al împovărării sau chiar al îngrijorării. E bine să pui lucrul ăsta în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu continuă să fie stăpân și el are soluții pentru tine. Sau poate, știu eu, te gândești că nu mai poți să-ți plătești ratele care urmează. Sau te gândești că ai așa de multe lucruri, poate ești în vârstă și nu are cine să se uh, ocupe de tine. Eu zic să îți cauți, să faci o cutie și toate îngrijorările să le pui înainte lui Dumnezeu și caută, caută, ca odată ce le-ai pus acolo, să nu cauți să le scoți afară. Okay? Că tu, fiecare dintre noi căutăm să avem timpul nostru într-un context în care trebuie să avem timpul lui Dumnezeu. Și de multe ori când, a, Dumnezeu nu a făcut exact când ai vrut tu, n-a fost Dumnezeu după ceasul tău, scoți îngrijorarea, îngrijorarea afară și zici, Ana, ok, o să mă duc eu după a, legile mele, o să mă duc să văd cine mă poate ajuta. Scumpilor, Dumnezeu este adăpostul nostru. El este adăpostul nostru, chiar în aceste vremuri. Și în dimineața asta vă spun că Dumnezeu mi-a vorbit clar, specific, un cuvânt din, din Filipeni, care este o carte extraordinară pe care vă chem să o citim, să o rumegăm în aceste, în aceste, vremuri, pentru că epistola către Filipeni este o carte despre bucurie. Peste tot în carte se repetă acest cuvânt. Bucurie, bucurie. Filipeni 1 cu 4, 1 cu 25, 2 cu 2, 2 cu 29. Pavel, în mod neîncetat, te invită și te cheamă, bucurați-vă. Și el tot spune, tot spune, bucurați-vă în Hristos. Iară zic, bucurați-vă. Fraților, surorilor, Contextul în care Pavel scrie această e, epistolă este un, un, un context al izolării la domiciliu, nu știu dacă știați, dar Pavel a fost izolat, nu la domiciliul lui, ci a fost izolat într-o pușcărie. Și era într-un context în care nici măcar nu știa ce se va întâmpla. Circumstanțele în care se afla nu îi dădeau șanse ca să rămână în viață. Ok? Habar n-avea, habar n-avea ce se va întâmpla pe mai departe. Dar totuși, în demnul lui, în mijlocul circunstanțelor, este, hei, Dumnezeu este săpân. De aceea, bucurați-vă! Bucurați-vă! Și vreau să știți că există o diferență între bucuria izvorâtă din fire și bucuria izvorâtă din Duhul. Și vreau să fac, să definez clar bucuria izvorâtă din fire și bucuria izvorâtă din Duhul. Pentru că astăzi, astăzi, dacă bucuria ți este izvorâtă din fire, se prea poate ca mâine lucrurile să nu fie ok pentru tine. De aceea, Domnul, să ne ajute să ne adâncim sau să lăsăm ca bucuria noastră să fie izvorâtă din Duhul. Bucuria duhovnicească este un termen de celebrare. Acesta un, un, este conceptul bucuriei în Scriptură. Și iată care e diferența între bucuria duhovnicească și cea izvorâtă din fire. Bucuria din fire depinde de circumstanțe de ce se întâmplă în jur. Bun? Bucuria în fire e condusă de circumstanțe. Dacă lucrurile sunt bune, ok, mă bucur. Dacă lucrurile nu sunt așa bune, hei, nu mă bucur. Și asta din pricina fabrică există o bucurie firească, izvorâtă din ce circumstanțe sunt. Bucuria, bucuria asta este un fel de roller coaster emoțional. Dacă am o zi bună, sunt happy. Dacă nu am o zi bună, nu sunt happy. Bucuria duhovnicească vine din interior, fără să fie afectată de circumstanțele din exterior. Ea nu depinde de circumstanțe, de aceea Pavel, care se află în circunstanțe uh, dificile, poate să fie plin de bucurie și asta pentru că definiția lui despre bucurie nu are de a face cu ceea ce se întâmplă în jurul lui, ci are de a face cu ce a cultivat în lăuntrul lui. No, vezi, vremurile astea sunt vremuri în care Dumnezeu ne testează inima ca să vedem fiecare dintre noi ce am zidit înăuntru nostru. Pentru că ăsta e contextul în care tu poți să realizezi cel mai bine ce ai cultivat în lăuntrul tău. Dacă bucuria ta este doar în funcție de circumstanțe, ci nu poți să te pui deasupra lor, vreau să știi că nu ai o bucurie duhovnicească și un loc în care să schimbi ființă ta lăuntrică și să investești în ceea ce trebuie. Pentru că mult prea mult poți să fii în zilele astea bombardat la nivelul minții de gânduri care să te ducă într-o gândire păcătoasă, care te duce în îngrijorare și atunci ești victima și o să cauți, și o să cauți cumva să mai faci un entertainment a sufletului tău cu ceva bucurie în fire. Dar să știți că bucuria duhovnicească nu depinde de circumstanțe. Și felul în care te bucuri, chiar și atunci când lucrurile nu sunt îmbucurătoare, stă în ceea ce spune Pavel aici. Asta este, asta este secretul, asta este cheia. Observați că el nu le spune, bucurați-vă că aveți circunstanțe favorabile. Ar fi putut să le zică din, din pușcărie, hei guys, nu, no, vedeți, eu sunt chiar într-un loc nașpa. Sau voi bucurați-vă că aveți niște circunstanțe extraordinare, eu sunt aici, e greu, e dificil, e nașpa, dar voi puteți să vă bucurați că vă vi bine. Pavel nu spune lucrul ăsta. Pavel știe că dacă te bucuri în funcție de circumstanțe, ești când sus, când jos, că bucuria adevărată nu ține de circumstanțe și le dă cheia, le spune, bucurați-vă în Domnul. Bucurați-vă în Domnul. Felul în care poți experimenta adevărata bucurie este căutând să fii în Domnul. Cum poți fi în Domnul? Să te bucuri înseamnă să celebrezi pe Dumnezeu indiferent de circumstanțe. Să te bucuri înseamnă să-L celebrezi pe Dumnezeu indiferent de circumstanțe. Și chiar dacă Pavel este într-o pușcărie la Roma, sunt convins că în mintea lui Pavel a avut, a avut în mintea lui un eveniment care s-a întâmplat în viața lui exact în Filipii. Pentru că Cuvântul Dumnezeu ne spune că la un moment dat Pavel a fost în Filipii împreună cu Sila și a fost arestat pe nedrept bătut pe nedrept și pus în pușcărie, din nou, într-o altă pușcărie. Și Pavel în acea pușcărie, în, împreună cu Sila, la mijlocul nopții, cânta o cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și ăsta e motivul pentru care Pavel și spune, guys, soluția este... Soluția este ca voi să vă bucurați în Dumnezeu, pentru că bucuria poate să deschidă chiar și ușile pușcăriei în viețile voastre și bucuria vă duce într-o stare în care nu vă uitați la circunstanțe, și stați, ci stați în Dumnezeu. Sunt convins că Pavel a avut în minte imaginea asta. Când te plângi și ești îngrijorat, focalizarea este asupra problemei. Când te plângi și ești îngrijorat, focalizarea este asupra problemei. Când te încrezi în Dumnezeu, focalizarea este asupra promisiunilor lui Dumnezeu. Ei simplu, ții minte, ții minte, că am spus Bisericii Lumina, când a fost o vreme în viața mea, când Dumnezeu m-a mustrat odată în timpul rugăciunii și chiar în contextul rugăciunii, lucru în care sunt implicat de mulți ani, Dumnezeu mi-a spus, hei, e timpul să nu te mai focalizezi pe probleme, ci să te focalizezi pe promisiunile mele. Și ceea ce spune Pavel în pasajul ăsta este exact despre lucrul ăsta. Dacă vrei să biruiești în fața îngrijorărilor, trebuie să decizi să te bucuri în Domnul și în timp ce te bucuri, începi să te rogi. Ori câte ori simți că îngrijorarea bate la ușă, e o chemare divină din partea Lui Dumnezeu la rugăciune. Vreau să vă întreb, auziți chemarea în aceste zile de a ne ruga. Când faci acest lucru, nu te focaliza asupra problemei, ci asupra promisiunii. De aceea zice aici să te rogi aducând mulțumiri. Dar vedeți, Pavel vine și spune două lucruri. Pavel vine și spune, aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, Adică spune, aduceți problema voastră înaintea lui Dumnezeu. El spune, aduceți problema voastră înaintea lui Dumnezeu. Asta spune în, versetul ăsta. Spune, aduceți problema voastră înaintea lui Dumnezeu, versetul 6, dar apoi vine și spune, guys, cu mulțumiri. Cu mulțumiri înseamnă să nu te focalizezi asupra problemei, ci să te focalizezi asupra promisiunii. Adică cu mulțumiri, să-i mulțumești lui Dumnezeu că El deja a găsit o soluție, că el are o promisiune pentru orice problemă în care tu te afi. Când ai o problemă care persistă, care parcă nu mai pleacă mulțumirea, nu este ceea ce tu simți să faci, dar este ceea ce trebuie să faci. Da, vă pot da o grămadă de exemple din scripturi legate de lucrul ăsta. De exemplu, Domnul Iisus. Este, circunstan este într-o circunstanță super dificilă în viața lui. Da, mii de oameni, mii de oameni sunt în jurul lui și nu mâncaseră de câteva zile. Și cuvântul lui Dumnezeu și dă de înțeles că unii dintre ei au leșinat din cauza lipsei de hrană. Și vin ucenicii și spun, auzi, Doamne, trimite-i acasă, că nu avem, nu avem cum să cum să i ajutăm pe oamenii ăștia, tot ce s-a strâns de la ei sunt doar cinci pâini și doi pești. Și Isus spune, aduceți cei cinci cei 5 pești și cele două pâini. Și ucenicii se uită, Wow, ok, whatever. Și Isus când ia aceste lucruri în mână, primul lucru care face, îi mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că vede o promisiune a lui Dumnezeu înaintea lui. O oportunitate ca Dumnezeu să lucreze ceva glorios. Vezi, el vede pe Dumnezeu o măreț plin de putere, care are promisiuni dincolo de problemele în care suntem. A, vă dau un alt exemplu. Un alt exemplu. Este uh, exemplul lui Daniel. În Daniel, capitolul 6, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că colegii lui de breaslă uneltesc împotriva lui. Și este gata să fie concediat. Și nu gata să fie concediat, ci este gata să fie aruncat în gura leilor. Și Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune următorul lucru. Vă citesc. Daniel 6 cu 10. Spune: Când afla Daniel că s-a semnat în scrisul, adică s-a semnat sentința împotriva lui care îl ducea la moarte, spune, a intrat în casa lui, ferestrele erau deschise în camera lui de sus către Ierusalim și în îngenunchea pe genunchii lui de trei ori pe zi și se ruga, aducând mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, cum făcea și mai înainte. Aducând mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, faptul că circumstanțele s-au schimbat și că oamenii vreau să-l ucidă, nu a schimbat stilul de rugăciune al lui Daniel. Și Daniel a adus mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, adică Daniel era focalizat pe promisiunile lui Dumnezeu, pe soluțiile lui, nu pe, pe problemă. Cuvântul Dumnezeu ne spune mai departe că el a spus și problema lui înaintea lui Dumnezeu, dar accentul este pe mulțumirile pe care le aducea înaintea lui Dumnezeu. Spune atunci, oamenii aceia s-au adunat grămadă și l-au găsit pe Daniel rugându-se și făcând cereri înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, cereri și mulțumiri, cereri și mulțumiri. Cererile sunt, aduceți problema voastră înaintea Lui Dumnezeu. Mulțumirile sunt, lasă promisiunea Lui Dumnezeu peste tine, peste, peste viața ta. Să te bucuri indiferent de circunstanțe, să te rogi cu mulțumiri, este ceea ce Dumnezeu vrea să facă și atunci Dumnezeu promite ceva în versetul ăsta. Dumnezeu promite ceva în versetul ăsta. Domnul și împărtășește pacea Lui cu tine. Adică aduce liniște în mijlocul furtunii. Pace este acea liniște lăuntrică în mijlocul haosului, a circunstanților dificile. Și astăzi, lumea noastră are nevoie de pacea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu știe, lumea noastră caută această pace care vine din Dumnezeu, chiar dacă nu știe. Și pacea din Dumnezeu este acel calm în mijlocul haosului. Este acea liniște în mijlocul furtunii. Și Dumnezeu vine și spune, fraților, surorilor nu vă îngrijorați nimic. În toate lucrurile aduceți cererile voastre, spuneți problema cu care vă confruntați, lăudați-l pe Dumnezeu sau mulțumiți l pe -o pentru promisiunea pe care el v-a dat-o că va lucra și apoi pacea lui Dumnezeu va veni peste voi. Pacea lui Dumnezeu va veni peste voi. Acesta da, este un lucru super fain, pentru că poți să momentele pacei lui Dumnezeu și sunt convins că fiecare credincios a experimentat lucrul ăsta și majoritatea predicatorilor pe care am auzit vorbind cuvântul Lui Dumnezeu s-o la versetul 7. Vreau să știți că pasajul este mai lung până schimbă Pavel subiectul. Pavel nu schimbă subiectul la versetul 7. Pavel continuă subiectul până la versetul 9. Și sincer, chiar dacă dimineața asta am intitulat uh, mesajul meu Pacea Lui Dumnezeu, cred că mai corect ar fi fost să, să, să spun Acestui mesaj, Dumnezeul păcii. Și o să vă spun de ce. Dumnezeul păcii. El nu se oprește aici. Pavel continuă, continuă. Și el vine și spune următorul lucru. Spune că noi putem să ucidem pacea pe care o primim dacă nu locuiesc niște lucruri în inima noastră. El vine și spune tot ce este vrednic de laudă lucrurile astea ce v-am învățat eu pe voi. Asta să vă însuflețească. Să vă însuflețească înseamnă să locuiască în voi, în voi. Să trăiți pe baza acestor lucruri, pentru că dacă trăiți pe baza acestor lucruri, pacea care a venit la voi nu pleacă, ci rămâne cu voi. E, e, ok, e super fain să ai un moment al păcii, ok, ești stresat, ești disperat, se întâmplă ceva cu tine și na, dintr-o dată Dumnezeu suflă pace peste tine și azi revii, ești ok, dar este altceva ca pacea să rămână cu tine pace să rămână cu tine. Vă întreb, poți să dai laude Domnului în aceste circunstanțe? Pentru că dacă poți să dai laude Domnului în aceste circunstanțe, înseamnă că nu umbli într-o pace falsă bazată pe circunstanțe. Dacă nu poți să dai laude Lui Dumnezeu în aceste circunstanțe, înseamnă că pacea ta este o pace firească. Pacea ta este o pace firească. Asta înseamnă că îngrijorarea va veni la tine. Pentru că bucuria nu este zidită pe ceva lăuntric, ce ce este zidită pe ceva din afară. Și ce, ce, ce vreau să vedem mai departe? El spune lucruri care le a învățat și ai auzit de la mine. Să umblați în aceste lucruri. Și este un îndemn din partea lui Pavel și se potrivește pentru noi azi. Este un îndemn, el spune ce a învățat de la mine. Și ce a auzit de la mine, practică. Și vreau să vă, să vă îndemn în special pe cei din Biserica Lumina azi. Ai grijă cele să te influențeze zilele astea. Ai grijă cine sunt oamenii care te influențează zilele astea. Ai grijă ce lași în sufletul tău în zilele astea. Pentru că dacă toată ziua asta ai să vezi numere, ok, cât s-au mai infectat. Trec 5 minute, iarăși uiți. Oare cât s-au mai infectat? te uiți pe toate posturile de, can, de, de, știri să vezi oare ce se mai zice. Oare... Și tot ce pui în mintea ta este, mamă, lucrurile cresc, lucrurile... Oh, oh, Te uiți și vezi că oamenii fug, aleargă, care mai de care, să își securizeze cumva, știu eu, beciurile. Și lucrurile astea te influențează încetul cu încetul, începi și tu să gândești că ei mai degrabă stai în Scripturi. Mai degrabă pune învățătura lui Dumnezeu în inima ta. Mai degrabă, întărește în ceea ce Dumnezeu a spus. El vine și spune, Pavel vine și spune, fraților, dacă vreți ca pacea aia, care a simțit-o poate în anumite momente să rămână cu voi, practicați ceea ce ați învățat. Practicați ceea ce ați auzit de la mine, ceea ce ați învățat, ca pacea aia să continue cu voi. Și apoi Pavel vine și spune lucrul ăsta, și este un lucru extrem de interesant pentru mine. Nu știu dacă observați, însă Pavel schimbă ceva aici. El vorbește despre pacea lui Dumnezeu, în prima parte. El vine și spune că în circunstanțe Dumnezeu te umple cu pacea lui. Și apoi, și apoi, El vine și spune altceva. În partea a doua, El vine și spune că nu pacea lui Dumnezeu te umple, ci persoana lui Dumnezeu vine să te umple, să rămână cu tine permanent, dacă tu umbli cu El. El vine și spune în circunstanțe dificile, eu îți dau pacea mea, dar dacă tu umbli cu mine nu-ți mai dau doar pacea mea, ci eu, Dumnezeul păcii, vin să te umplu pe tine. Vezi, vorbești despre un moment al păcii și apoi vorbești despre o permanență a păcii, pe care tu poți să o ai din cauza faptului că lasă locuiască în ființa ta lăuntrică lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile lui Dumnezeu. Și mi-ar place cumva să stăm fiecare dintre noi azi înainte lui Dumnezeu, mi-ar place cumva fiecare dintre noi să rumegăm, să medităm cuvântul lui Dumnezeu. Mi-ar place să stăm în locul ăsta fiecare dintre noi, în care să ne gândim ce conduce viețile noastre azi. De ce sunt condus? Sunt condus de circunstanțe? Sunt condus de ce se întâmplă în contextul meu? Sau sunt condus de ceea ce Dumnezeu vorbește, de ceea ce Dumnezeu spune? Ce conduce viața mea azi? Dar vreau să știți că ce conduce viața noastră azi se vede în felul în care noi răspundem față de criza în care ne aflăm. Ce ne conduce se vede în felul în care răspundem criza în care ne aflăm. În criză, în criză tu poți să răspunzi diferit. Depinde de ce este instaurat în omul ontric. Depinde de cine șade pe tron lucrurile se pot înrăutăți. Suntem la începutul acestei epidemii, nici măcar nu știm ce va fi. Totul depinde de ce este în ființa noastră lăuntrică. Acum. Dacă nu ai fost șocat până acum de reacțiile tale, cu toate că poate reacțiile tale au fost pur firești, și ai făcut doar ceea ce poți să facă toți cei din jurul tău, și mai degrabă în loc să stai, să te pui înainte Dumnezeu să spui, Doamne, hei, îmi încredințez soarta în mâna ta, indiferent ce va fi, mă voi bucura în tine, Poți să fii în locul ăla în care să spui, Doamne, unde ești? Doamne, nu mai vii? Doamne, fă ceva, Doamne, ei, strig la tine și să umbli într-un spirit al fricii pe care majoră dintre între noi îl camuflăm în fel de fel de lucruri. Scumpilor, noi camuflăm frica în fel de fel de lucruri. Și să știți că în lucrurile extreme este camuflată frica. deci, cel mai multe ori, de ăștia super <coughs> bine făcut sau așa, am văzut super fricoși când a venit vorba de ceva pe care ei nu puteau controla. Ceva ce era mai tare ca și ei. Super fricoși, pentru că se bazau pe ei. Dacă te bazezi pe Dumnezeu, n-ai de ce să-ți fie frică, indiferent ce va fi. Dar să știți că noi dăm un răspuns, fiecare dintre noi. Și mi-ar place ca în dimineața asta, fiecare să stăm înainte lui Dumnezeu să vedem pe ce ne-am zidit inima. Ok? Haideți să stăm înainte lui fiecare dintre noi. mi place să ne rugăm în dimineața asta. mi a place să vă provoc pe fiecare dintre voi în dimineața asta. Pe ce stai? Ce alegi? Poți să alegi îngrijorarea? Lăsând circumstanțele să te controleze? Sau poți să alegi să te bucuri? Și bucuria vine din lăuntru, din ceea ce Dumnezeu Deja zidit în ființa ta. Mai mult decât atât, pentru că vremurile astea sunt vremuri dificile, te întreb, poți să ai un spirit al mulțumirii? Poți să fii mulțumitor lui Dumnezeu? Chiar dacă poate înaintea ta sunt lucruri care sunt dificile, poți să fii mulțumitor? Poți să dai mulțumire lui Dumnezeu? Unde ești în dimineața asta? mai mult. Ești gata să stai ancorat în cuvintele lui Dumnezeu pentru zile, săptămânile, lunile care urmează. Pentru că chiar sunt circunstanțe acum în care putem să investim mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Ești gata să faci lucrul ăsta? Sau te mulțumești cu pacea care te vizitează din când în când și ești așa un roller coaster emoțional în contextul lucrurilor care se întâmplă. Dar vreau să vă spun că Dumnezeul păcii vrea să fie cu noi. Dumnezeul păcii vrea să fie în casele noastre. Dumnezeul păcii vrea să fie în familia ta. Dumnezeul păcii vrea să fie peste copiii tăi. Dumnezeul păcii vrea să fie peste biserica noastră. Dumnezeul păcii vrea să fie peste națiunea noastră. Nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic. Ascumplor, ceea ce am zidit în inimile noastre, va ieși cumva la suprafață. De asta vreau să vă chem să ne ancorăm în Dumnezeu, fiecare dintre noi. Vreau să ne ancorăm în Dumnezeu. Să ne ancorăm în Dumnezeu. să ne ancorăm în Tine, Domnule, și în puterea Ta. Astăzi declarăm că Tu stai pe tron, că Tu ești Domn, că Tu ești Domnul Bisericii, că Tu ești Stăpân peste națiuni, că nici măcar un fir de păr nu ne cade fără ca Tu să știi. Că tu ești Dumnezeul care ești pentru oameni. Că tu vrei să binecuvintezi pe oameni. Că tu vrei să protejezi pe oameni. Că tu vrei să vindeci pe oameni. Că inima ta nu este ca să fim răniți, ci să fim restaurați. Tu ești pentru noi. De aceea, și dimineața asta, vrem să ne plecăm ființele înaintea ta, să recunoaștem cine ești tu. Doamne, vrem să aruncăm asupra Ta toate îngrijorările noastre. Nu vrem să ne temem de nimic. Vrem să facem din Tine adăpostul nostru, stânca pe care stăm. Vrem să ne ancorăm în Cuvântul Tău și, Doamne, vrem ca viitorul care ne stă în față să fie ancorat în Tine. viitorul care ne stă în față vrem să fie ancorat în tine. De aceea vrem să proclamăm și vrem să spunem fă ce vrei tu cu noi. Ne punem în brațul tău azi și cerem binecuvântarea ta, Doamne Dumnezeu nostru. Cerem binecuvântarea ta, Doamne Dumnezeu nostru. Eu vrem să spunem este unul singur care șade pe tron și acela nu este vreun împărat al acestei lumi și acela nu este vreo domnie sau stăpânire din locurile cerești e cel care șade pe tron, cel care a primit toată puterea, toată autoritatea este Fiul tău este Fiul tău, care este rege peste regi, care este domn peste domn care este stăpân peste toate lucrurile, și el este cel ce ne dă biruința fiecare dintre noi. Doamne, tu ai spus că Biserica Ta va umbla în putere, în glorie. De aceea, mă rog pentru Biserica Lumina să nu umble într-un spirit de frică, de teamă, ci să umble în putere. Mă rog pentru Biserica Lumina să fie păzită, mă rog pentru oameni să fie păziți, Mă rog ca biserica să fie lumină, mă rog ca biserica să fie sprijin, mă rog ca biserica să stea pe promisiunile tale și biserica să fie o încurajare, pentru cei din jur, mă rog, Doamne Dumnezeul meu, fă ca biserica să aibă un glas puternic în aceste zile. Binecuvântează poporul tău cu un glas puternic, Dumnezeul meu. fosse fim,